O să iasă Caterin pe challenge-ul ăsta, vă zic. Nu cred. Da, m-am jucat pe impecabil de prost. Cum a jucat-o, mă, bita, m-a apăsat pe butoane, ba, 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 bu, 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 bu. Double kill. Acestea fiind spuse, prima zi de challenge, prima zi în care fratele Cheta se joacă altceva în afară de AD Carry, avem mare challenge, campion de la A la Z pe un cont nou, fresh, fără absolut niciun meci jucat la rank și vedem în ce divizie ajungem. Primul campion este Aatrox, pe care bineînțeles că fratele Cheta nu știe ce să facă, dar îl învățăm. Trebuie să recunosc că pe partea de aici, din dreapta, a monitorului, mi-am pus și eu frumușel să văd cam ce ar trebui să fac pe mine, că n-am nicio idee, nici nu știu în ce skill-uri să bag. Bă, în ce skill să bag? Se bagă în Q. Aula, stai cu minte, stai cu minte, stai cu minte, stai, nu fi. Sunt curios că nu știu cu versus ce divizii ne jucăm aici. Mă, de unde are ăsta așa de multe skill-uri? Oh, alu, 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 gata, cu minte, cu minte, o să-și dea flash. Alu, aproape că m-am bătut singurel, dar am dat predic la flash-ul ăla, vă zic. Am emoții, sunt plin de emoții. Am un singur meci jucat pe Aatrox în toată viața mea. Și ăsta nu pare așa butălău. Aolo, ce fac aici? O să pușesc și linia asta, că n-am ce să fac. Am TP-ul dacă e, nu e cel mai bun call pe care aș fi putut să-l dau. A, ba da, e bun, că Morde s-a dus pe mid, nu știu ce caută pe mid. Morde, mori. Ăla cred că e butălău, dar nu versus mine. Bate teoretic Morde Aatrox-ul? Trebuie să mai stau o linie. Îl forțez măcar să-și dea TP-ul. Dacă și-a dat TP-ul, după aia ne dăm șneback. Nu mă bat. Hai, cu minte. Dai cu minte, băiatul. Cuvinte, acolo. Și-a dat TP-ul și Morde, dar n-am mai putut să pușez linia, ceea ce e nasol. Și am un minion sub Morde, cumva. Mă uit, mă, dar prost, bă, 15 minioni. Deci e clar că nu trebuie să joc Aatrox. M-am descurcat foarte bine. E și primul meci, sunt neîncălzit. E primul meci al serii și sunt neîncălzit. Pentru cei care o să vadă doar clipurile, ideea e că noi facem și live cu challenge-ul ăsta în fiecare seară de la ora 22, ca idee. Și acum noi suntem live. Doamne, cum e campionul ăla. O să iasă Caterin că challenge-ul ăsta, vă zic. Dacă pe Aatrox mă descurc așa prost, vreau să mă gândesc pe un Azir. Dar nu se poate așa ceva. Ah, m-a mai iertat un atât bine. Aici e skill matchup dacă e, băieți. E skill matchup puternic, tare. Are view ultă. Asta nu mai are ultă. Am putea oare să-l păcălim aici? Da, m-am jucat un impecabil de prost. Măcar să nu-l bată pe Evie. A bătut pe mine, aia shit happens. Suntem bine rău de tot cu 0-2-0. Cred că o să rămânem în silver cu challenge-ul ăsta. Bravo bă, suntem cărați. Nu se pune, adică se pune de fapt, nu că nu se pune. Că ăsta e sistemul. Eu am jucat foarte bine Aatrox. Pentru cei care văd pentru prima oară vreun clip cu mine și pentru cei care mă văd pentru prima oară pe mine pe YouTube, să știți că eu sunt main de AD Carry, pe AD Carry îi bat rău de tot. Aici am o problemă. Mă bat butoanele. Dar e ok. Cred că a murit al meu. Ha 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 ha!
Cum a jucat-o, mă, bita, m-a apăsat pe butoane, ba, 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 bum, 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 bim, bim, bim. Chiar aveam nevoie de double kill-ul ăsta. Doamne, cât de broken în joc. Totul a fost calculat. Știam exact ce urmează să fac. Știam exact ce se va întâmpla. Bă, potoliți-vă că eu am un challenge. Nu se dă surrender, nu se dă nimic. Ce aveți? Why are you running? Ce noroc a avut. Că puteam să mă enervez acolo să-i bat, dar... Nu, l-a luat pe treș. Ba, am scos tot ce-am putut. Am scos tot ce-am putut de acolo, ultimate de dăla, ultimate de dăla, la chiana aia e destul de mare. Trebuie să mă duc, o să vină și restul. 3 secunde și am TP eu. O să plec cu TP-ul. O lanternă, puiule. Mamă, cum joc. Mamă, cum joc. N-am făcut nimic, dar cum joc. Păi nebunule, nu mai suntem în early. Ba da, suntem încă în early. Nu pot să cred că m-a bătut. De ce nu mi-am dat ăsta? De ce nu mi-am dat Hydra-ul? Că-l băteam cu Hydra-ul. De ce nu mi-am dat Hydra-ul ăla? Mai luăm un control word. Mamă, tu de close, bă! Aoleu, doamne, am apăsat pe toate butoanele acolo și n-am reușit să-mi bat. Deci, soluția e nu să apiși pe toate butoanele, soluția e te bă. Sunt nebun, mă bag. Sunt nebun, mă bag, vă zic. Sunt nebun, mă bag. Mă bag. Bă, până când o viață mare și plină de rahat? Ce faci? Doamne, cum joc! Doamne, cum joc! Dă-o pe chiar ta pe mâna lui tata. Ace, 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 ace. Cum joc. Cel mai ușor meci din viața mea. Prima victorie pe challenge-ul cu campion de la ala 10. A jucat impecabil, bobiță. Am intrat. Avem al doilea meci pe Ari. Bă, ideea e că pe Ari, sincer, pentru că cât de cât o mai știm, cât de cât am zis, da? Să nu vă aud. Și acum versus Casiopea o să fie ish, pentru că e greu să ajung la ea. Dar va trebui să fac roam-uri, cred. Și va trebui să mă duc pe bottom foarte mult. Vom vedea. We will see, we will see. Scă. Vedem ce și cum, unde mergem. Sper să avem meci ușor. Hopa. Dar să-i dau și un capac totuși, de ce nu? Ideea e că nici nu mi-a plăcut cum am farmat cu Aatrox-ul, dar am trecut de meciul ăla, acum suntem la meciul cu Ari. Și acum o să farmăm impecabil spre perfect. Momentan s-a farmat bine. Cu campionii de pe mid mă mai descurc cât de cât. Pe top acolo o să am niște probleme. Mamă, când o să mă joc Cassante, nu m-am jucat în viața mea Riven. Nu vreau să mă gândesc, să încerc să dau și follow. Poate, 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 poate. Aaaa, stat ăla să-i dea ăla. Bine, s-a luat un assist. Aoleu. Încerc să ajut. Bă, dar ia ăsta toate kill-urile, păi eu nu pot să iau un kill de el. Dacă ăla îmi păcălește toate kill-urile așa, păi e nasol pentru mine. Cum pot eu să dau bine pe clip, pe live? Cred că stea cu ăsta solo la costa viața.
Uitați-vă cum se stă, bă, la last hit, bă. Mi-a ieșit flash-ul. Da, e ok, mă, avem 0-0-3, punem presiune, îl enervăm pe ăla cu Casiopea, ăla cu Casiopea zice, mamă, cum joacă ăsta cu Ari. Și în felul ăsta noi câștigăm meciul by default. Să nu mai are viață cu mine. Îi batem prea puternic de tare. Îi batem prea puternic de tare, vă zic. Și nu doar eu. Eu am 1-0-4, uite, la asta are 8-0. Ce face Caitlyn? Atâta, gata. Aulu! Bă, ăștia încă vin. Bă, te rog eu, nu lăsa să mă bată. Te-am ajutat cu atâtea chestii. Bă, Doamne, dacă iau vreun kill! Pe ăsta l-o mor. Easy. Ok. Da. Nu mai încercat să scap, te rog. Alo. Alo. Mamă, Trandra, ăla e 1v5. E 1v5, nu prea. Mamă, ce ultimată în frezură și a luat. Do. Hai, ia kill, ia. Foarte aproape, foarte aproape să mă bată. Triple steal. Bine, triple steal mi-a făcut mie acolo, că mi-a luat kill-ul pe ăla, da. Și uite așa, la un moment dat, e jos solo queue, înțelegi? Și dai de unul care e ștruf, te bate și zici, bă, dar de ce, bă, că am jucat bine, bă, că am făcut, că am dres, că am... Și așa se întâmplă până în toate diviziile, adică... Și uite aici, îți dai seama cine e în divizie mai mică și cine nu. Wow, wow. Nu, mă. Bă, te rog eu mult de tot. Te rog eu, am zis, te rog eu mult de tot, Doamne, cum am simțit-o, bă. La buche, bă. De tu ce pe aici, pe undeva, aștept să dea un hit în mine. Unde-i, mă? Bă, mi-a arătat skill-ul. Triple steal ăla a furat, bă, de când a început meciul, a furat ăla kill-ul. Îl ia și pe ăsta? Hai, că îl ia și pe ăla de-a. Mă, dar cum îmi ratez eu skill-urile astea și am dat și ignite-ul, poate, nu? GG. Pot să scriu? GG, mă, GG.